Salutare, prieteni! Ce mai faceți? Astăzi vreau să discutăm despre secolul acesta în care trăim și, după cum știți, se trăiește în secolul vitezei. Totul este pe fugă, totul este alert, totul este incredibil într-o viteză enormă. Lumea, populația, pământul și toți suntem în secolul vitezei. Nu mai reușim și nu ne mai acapărăm nimic. Nu ne mai oferim timp nouă, familiei noastre, prietenilor, copiilor și tuturor persoanelor dragi pe care vrem să stăm cu ele, să ne fie ok, să putem să avem un lucru bun. Deci trăim în secolul vitezei, într-un sfârșit, într-un secol în care totul se acaparează în viteză. Absolut din ce în ce mai mult, toți vor să muncim, toți vor să... Dar nu se mai muncește ca altă dată, când se muncea, dar se muncea într-un anumit ritm. Acum trebuie să muncești ca un robot, acum trebuie să ai totul ca un robot, acum... Tu, pe rețelele de socializare, trebuie să spui poze în care cât să fii cât mai fericit și lumea să vadă cât ești tu de tare și mare și să fii aplaudat și exclamat și pupat în fund. Scuzați-mi expresia, dar asta este realitatea. Trăim într-un secol în care noi nu mai avem ca oameni timp pentru noi. Nu mai avem timp să stăm la toaletă, nu mai avem timp să mâncăm pentru noi, mâncăm pe fugă, bem pe fugă o cafea, o apă sau ceva și muncim în continuu. Și nu ne mai ajunge timpul. Pe când noi ar trebui să ne gândim la viața noastră și pentru că Dumnezeu ne-a dat această viață ca să trăim în pace, în liniște și să nu mai fim atât de acaparați de probleme. Să nu mai fim atât de supărați. Trăim într-un secol unde bolile sunt la ordinea zilei. Trăim în secole unde bolile sunt eliberate din laborator, precum coronavirusul. Și o să spuneți că sunt tâmpit. Nu. Credeți-mă, eu așa cred, asta este părerea mea, este opinia mea personală, dacă vreți să o credeți, credeți, dacă nu, credeți ce vreți, nu vă oblig să credeți asta. Trăim în secolul în care totul a ajuns doar o viteză enormă, într-un lucru și într-un secol în care noi nu putem să facem absolut nimic pentru noi. Trebuie să fim contra viteză, să facem, muncim contra viteză, avem un plan anume, un target anume de stabilit și dacă nu-l realizăm, suntem dați afară de la locul de muncă și suntem tratați ca niște gunoaie. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru toți și pentru toți oamenii. Ridicați-vă și credeți în voi. Credeți în Dumnezeu, rugați-vă mai mult. Credeți în biserică, dar credeți doar în Dumnezeu. Nu credeți din ce vi se oferă. Nu credeți că preoții sunt un lucru rău. Nu vreau să spun asta, dar credeți în Dumnezeu, credeți și rugați-vă mai mult. Avem nevoie de rugăciune, avem nevoie ca noi oamenii să tragem pentru noi, să facem o schimbare, pentru că în momentul tu când te îmbolnăvești, nimeni nu te mai ajută, nimeni nu mai vrea și nici nu o să vrea vreodată lucrul ăsta de la tine. Toți ne chinuim să facem bani, de pe o zi pe alta, trăim și nimănui nu-i pasă de tine dacă tu, ca om, nu reușești să ții pasul cu această lume. În momentul când te-ai îmbolnăvit, nimănui nu-i mai pasă de tine. În momentul în care te chinui să faci un lucru enorm, cât ești bun, te țin la locul de muncă. Când nu mai ești bun, te aruncă ca pe o cârpă. Și dacă nu mai reușești să-ți faci treaba, ești dat afară. Pur și simplu. Nimănui, nu mai există milă în secolul ăsta, nu mai există iubire, nu mai există dragoste, nu există nimic, doar prefăcuți. Și îmi cer scuze, nu vreau să vă fac pe voi prefăcuți, vreau să mă refer la oamenii care nu își găsesc locul în societate, oamenii care ar vrea să muncească, dar nu pot, pentru că lumea nu le oferă o șansă. Sunt oameni care pot să muncească, dar lumea nu le oferă o șansă. Sunt oameni care trăiesc pe străzi din nepăsarea noastră, din chinul nostru, și din tot ce facem noi, pentru că noi, ca oameni, nu mai suntem atât de buni sau nu mai suntem ok. Trăim în secolul în care oamenii sunt pur și simplu bulversați de asta. Oamenii nu vor și nici nu vor să poată să te ajute cu nimic. Și chiar dacă vor să te ajute, nu o fac. De ce? Din orgoliu. Pentru bani. Își distrug sănătatea pentru bani. Ne distrugem libertatea, sănătatea, familia și totul pentru bani. Trăim în secolul în care omul nu-ți mai acordă o a doua șansă. Trăim în secolul în care omul, dacă ți-a acordat o a doua șansă, după ce ți-a acordat-o, scoate ochii mereu
și îți spune, ei, ți-am dat a doua șansă și tu nu te-ai schimbat, dar nu se gândește că nu te-ai schimbat din cauza lui, probabil, sau din cauza persoanei care ai avut-o lângă tine, pentru că nu a vrut nici ea să se schimbe. Trăim în secolul în care orgoliul este mai presus de orice, în care orgoliul distruge relațiile, în care orgoliul distruge familii, în care orgoliul distrug oamenii. Știu, o să spuneți că poate exagerez, dar nu exagerez. Dacă credeți că nu am dreptate, lăsați-mi în comentarii ce credeți voi despre asta. Iar până data viitoare, vă rog să aveți grijă de voi, că dacă nu avem noi grijă de noi, nimeni nu o va face. Credeți-mă, am trăit pe propria piele, dacă nu ai tu grijă de tine, nimeni nu o să facă. Lasă un like dacă ți-a plăcut vlogul meu, știu că este scurt, dar vreau să fie scurt și la obiect. Nu uita să te abonezi, dă un share să vadă și prietenii tăi și până atunci, încrede-te în Dumnezeu și roagă-te mai mult la El. Toate cele bune, prieten drag!